Duminică seara, un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit pe raza localității Hurjuieni, comuna Gălănești. În accidentul aviatic a murit fratele fostului ministru al educației Cristiana Domniței, arhitectul Bogdana Domniței și pilotul Marcel Iliese. Avionul era al lui Bogdana Domniței, care urma cursuri de pilotaj. Cei doi au murit la impactul cu solul. La fața locului s-a intervenit cu auto specială de stingere și două ambulanțe. Un avion de mici dimensiuni s-a prăbușit în zona Hurjuieni. Mă deplasez spre locație. Se pare că este vorba despre două victime decedate. Se intervine cu auto speciale de stingere și două ambulanțe. Am intervenit cu două auto speciale de stingere și două ambulanțe SMURS, dintre care una de terapie intensivă mobilă, dar și cu sprijinul unui echipaj al serviciului de ambulanță județean. În momentul când am ajuns la fața locului, aeronava era prăbușită la pământ, iar două persoane erau în afara acesteia, din păcate ambele cu leziuni incompatibile cu viața. Am verificat aeronava, am îndepărtat orice pericol privind izbucnirea vreunui incendiu, am balizat zona și colegii noștri de la poliție care au sosit la fața locului au preluat ancheta care în acest moment este în desfășurare. Apelul pe 112 a fost în jurul orei 19:30, mai exact 19:24, iar noi am ajuns aici în aproximativ 20 de minute. Zona este greu accesibilă pe o porțiune de 4 km pentru că avionul s-a prăbușit pe un teren arabil și practic de la șosea 4 km a fost nevoit să-i parcurgem pe un drum aproape impracticabil. În accidentul aviatic de la Hurjuieni, Gălănești, a murit fratele fostului ministru al educației Cristiana Domniței, arhitectul Bogdana Domniței și pilotul Marcel Iliese. Avionul era lui Bogdana Domniței, care urma cursuri de pilotaj. Marcel Iliese avea vârsta de 58 de ani și era unul dintre cei mai experimentați piloți instructori de zbor din România, fost pilot militar și de curse de linie. Marcel Iliese avea o casă în comuna Ipotești, dar locuia la București. De asemenea, primarul Sucevei, Ion Lungu, a anunțat că va propune acordarea post-mortem a titlului de cetățean de onoare pentru arhitectul Bogdana Domniței. Este o zi tristă pentru orașul nostru. Ne-a părăsit pentru totdeauna într-un tragic accident tânărul arhitect Bogdana Domniței. Era un arhitect din noua generație, un bun specialist și un mare om. Și-a pus amprenta pe proiecte importante din orașul nostru. Și mă opresc la a da două exemple. În primul rând, pe reabilitarea clădirii primăriei pe fonduri europene și realizarea sălii Unirii de la Consiliul Județean Suceava. Lucra la proiecte importante pentru municipalitate. Realizarea parcării supraterane de lângă primărie, la proiectul de modernizare a sălii de ședință la primăria Suceava și a iubit mult orașul. Pentru proiectul de modernizare a primăriei, care este un proiect reușit, voi propune Consiliului Local acordarea titlului de cetățean de onoare post-mortem al orașului nostru. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în lumea dreptilor. Sincere condoleanțe familiei, a transmis Ion Lungu.